Sezonul rece care ne așteaptă înseamnă o întoarcere la normalitate în condițiile în care pandemia de COVID-19 se apropie de final, iar această normalitate poate însemna și un sezon de gripă în toată puterea cuvântului. Este chiar declarația unui medic primar boli infecțioase. Conform Hot News, comparativ cu anii dinaintea pandemiei, sistemul imunitar este acum mai puțin echilibrat, iar vaccinarea împotriva gripei a fost în perioada pandemiei la un procent foarte scăzut. Dr. Adrian Marinescu sublinează că nu putem ști exact dinainte cum va fi, însă trebuie să ne pregătim. Nu putem face decât o prognoză pe datele pe care le avem. Nu știm sigur că vom avea multe cazuri grave, doar trebuie să fim precauți. Ne așteptăm să fie un sezon de gripă în toată puterea cuvântului. Este concluzia directorului medical al Institutului Matei Balș. Cum ne ferim de gripă? Pe primul loc este prevenția prin vaccinarea antigripală. În al doilea rând, putem respecta măsurile pe care le-am auzit zilnic în pandemie. Regulile de igienă, evitarea contactului cu o persoană care are simptomatologie, situația în care încercăm să interacționăm mai puțin în spațiile aglomerate și neaerisite. Purtarea voluntară a măștii în timpul sezonului de boli respiratorii, în special în locurile aglomerate, cum ar fi mijloacele de transport în comun, mai ales la ore de vârf, este o soluție. Persoanele care nu au boli asociate, oamenii tineri care au o simptomatologie ce se poate rezolva ușor, nu vor ajunge la spital, ci se vor putea trata acasă cu ajutorul medicului de familie. Relatează hotnews.ro.